Dunărea Călăraș se întoarce în Liga a doua, după meciul din 2 iunie în care a fost învinsă de Hermannstadt Sibiu. Deși a condus cu 1-0 la 0 prin golul marcat în minutul 77, echipa călărășană a primit gol egalizator în minutul 85. Chiar și un egal ar fi fost pentru Dunărea șansa de a continua lupta pentru a rămâne în prima ligă. N-a fost însă să fie așa. Golul victoriei sibienilor a fost marcat în minutul 6 al prelungirilor.